Încă o tragedie s-a produs în pădurile din Maramureș. Aseară, un bărbat în vârstă de 52 de ani, care lucra la un drum forestier în zona Negreia, spre vârful Mogoșa, a murit după ce a fost lovit de un copac pe care încerca să îl doboare. Criminaliștii și inspectorii de muncă s-au deplasat în zonă pentru cercetări, după ce colegii bărbatului au anunțat evenimentul și au cerut ajutor la 112. Un accident de muncă, un accident soldat cu decesul victimei, un mecanic utilaj care lucra pentru o firmă din localitatea Șurdeș și efectua activități, practic executa un drum forestier cu ajutorul unui excavator, drum composesorat. În urma tăierii unui arbore de către un alt lucrător, acesta a rămas agățat de un alt copac, iar cu acest mecanic, cu victima, cu cupa excavatorului, a încercat să adea ajutor agățând acel copac. Încercarea de a extrage de la arbore, care se sprijinea pe un alt arbore, acesta s-a arcuit și în căzătură a căzut peste utilaj. Și polițiștii au ajuns cam la aceeași concluzie după primele verificări. Cercetările sunt încă în derulare. Aseară, trupul bărbatului a fost transportat la medicina legală în vederea efectuării necropsiei. Din primele cercetări se pare că mecanicul utilajului dorea să tal, speriindu-se, a dorit să fugă din utilaj și a fost surprins pe șenila acelui utilaj. Cercetările sunt în desfășurare. Aseară, un inspector din cadrul ITM Maramureș s-a deplasat la fața locului pentru o inspecție preliminară. În acest moment se găsește la fața locului. Verificările inspectorilor de muncă au mai scos în evidență faptul că bărbatul nu muncea cu forme legale. A mai fost angajat la firma pentru care lucra ieri, dar anterior. În cauză a fost sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Baia Mare, întocmindu-se dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.